trapiță asemănată în toamna aceasta se anunță a fi încă de acum o cultură de succes pentru Dimitrie Muscă. Potrivit fermierului arădean, ploile din această toamnă au creat toate condițiile pentru dezvoltarea propice a plantei, astfel că rapița arată mai bine ca niciodată. Directorul general de la Combinatul Agroindustrial Curtici ne-a dat toate detaliile în cea mai recentă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Din 3 septembrie și până acum ne-a venit 200 de litri, deci totalul pe Curtici la această dată este de 430 de litri. Am înființat culturile de rapiță și aș putea să vă spun că până acum deja i-am făcut două tratamente cu retardant de creștere, pentru că a început să ajungă deja la 8 frunze, a început să fie să se lungească foarte mult frunzele și ca să o păstrăm să nu ajungă să pornească tija florală. Dar posibil că dacă ține temperatura tot la fel, va trebui să intervenim chiar și cu al treilea tratament. Bineînțeles că și pentru bolile foliare, la această masă vegetativă care este acum, este un mediu foarte favorabil pentru a se dezvolta bolile foliare, în special foma, alternaria și toate celelalte specifice rapiței. O ținem sub control. Aș putea să vă spun că în zona noastră, nu la Curtici, ci în tot vestul țării, rapiță ca și în anul acesta nu am avut niciodată. Deși și anul trecut am făcut 4640 de kilograme de rapiță la hectar, dar acum sper la mai mult pentru că este de revistă.